Elevii claselor a noua de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia s-au întrecut în talente la acest sfârșit de săptămână la Balul Bobocilor. Evenimentul s-a desfășurat la Casa de Cultură a Sindicatelor Lucian Grigorescu și a avut ca temă Hollywoodul. Personajele de la Hollywood și-au dat întâlnire la acest sfârșit de săptămână la Megidia. Romeo și Julieta, Rose și Jack din Titanic, Brad Pitt și Angelina Jolie s-au numărat printre starurile care au urcat pe scena Casei de Cultură și au încercat să convingă juriul că merită titlurile de Miss și Mister. Cel mai critic jurat a fost, fără îndoială, directorul liceului, Marius Furtună. Domnule director, cum vi se pare spectacolul până acum? E mult mai artistic decât în alți ani, puțin mai multă sensibilitate și ceea ce îi dă un farmec aparte e prezența celor de clasa 5-a, copiii noștri mai mici. Chiar acum cântă Daria, o fată foarte talentată și tipul ăsta de spectacol în care binăm vârstele e extraordinar și eu nu pot decât să mă bucur că avem copii foarte, foarte talentați. De ce această locație și nu alta? Depindem de condițiile orașului nostru și întotdeauna facem acolo unde găsim și disponibilitate și de ce să nu recunosc prețurile rezonabile, pentru că noi închiriem spațiile acestea și munca copiilor practic se duce în, inclusiv în închiria spațiilor. Cum i-ați ajutat pe cei de 12 care au organizat evenimentul? V-ați implicat activ? Eu personal nu, am avut două colege care s-au implicat permanent în ultima lună. Cam fiecare an cineva și asumă corvoada de a face repetiții, care nu e ușoară, însă satisfacțiile sunt întotdeauna extraordinare. Purtătorul de cuvânt al primăriei municipiului Megidia, Daniel Gheorghe, a răspuns și el afirmativ invitației elevilor. Cum ți se pare spectacolul din seara asta? Asist la un spectacol, pot să spun, frumos. Apreciez în primul rând efortul organizatorilor. Astăzi seară, în calitate de reprezentant al primăriei municipiului Megidia sau simplu spectator? Am avut o invitație oficială. Cum se implică primăria în astfel de activități, aș vrea să știu? Primăria a și sprijinit acest spectacol printr-o sumă, dintr-o resursă proprie, nu din surse de primăriei. Ați făcut acest gest cu toate liceele care au apelat la municipiu sau? Toți cei care au venit până acum la noi, da. Deci toți au plecat mulțumiți. Ok. Ai vreun preferat? Vreo preferată? Vreun Miss Mister de pe acum? Până acum Angelina Jolie și Brad Pitt. Urmează să văd și celelalte probe. De ce nu ai fost prezent și la celelalte baluri ale bobocilor? Nu am fost invitat. Singurul motiv, să înțeleg. Singurul motiv, da, nu am fost invitat. Eu dau curs invitații oricărui liceu, nicio problemă. Hai, v-aș vrea totuși să închem într-o notă pozitivă și să... Rețin omnile, urez succes și sper să câștige cine este cel mai bun. Ia spune-mi cum era Balul Bobocilor când aveai tu 14 ani. Balul Bobocilor acum 20 de ani, că eu la anul voi face întâlnirea de 20 de ani. Da, într-adevăr, ne adaptăm vremii și asta e, nu avem ce să facem. Acum parcurgem o altă perioadă, noi atunci făceam altfel de baluri. Sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor Lucian Grigorescu a devenit neîncăpătoare pentru elevii veniți să vadă un adevărat spectacol susținut de către colegilor bobocii. Printre ei s-au numărat și câțiva elevi de la alte licee din Megidia, dornici să compare evenimentele. Ce părere ai de Balul Bobocilor? Organizație destul de bună. În comparație cu cea a liceului tău, având că tu ești de la Kemal Atatürk, să fiu subiectivă? Da. Am două la fel de frumoase. Da? Și fetele și băieții? Da. Un preferat? Nu, toți sunt frumoși. Cum se pare până acum spectacolul? Foarte frumos, foarte original. Da? Ia spune, mai vreun preferat? Poftim? Ai vreun preferat? Nu, când n-am. La titlul de Miss sau de Mister? Nu. Nu? Organizarea? Foarte bună, practic. Și tema? Poftim? Și tema balului? Originală. Dar spune, ce părere ai de locație? Nu te-ai fi dorit să fie în altă parte? Nu. Concurenții pregătiți, prezentatorii puși pe glume, jurații destinși și nu în ultimul rând publicul exuberant, au transformat Balul Bobocilor Liceului Nicolae Bălcescu într-un eveniment perfect.